Noaptea de 26 spre 27 octombrie trecem la ora de iarnă, iar ora 4 devine ora 3. Astfel, ziua de 27 octombrie va avea 25 de ore. Schimbarea orei de iarnă ne oferă o oră în plus de somn, dar cât de mult ne ajută cu adevărat acest bonus, aflăm din materialul următor. Un studiu recent dezvoluie că românii dorm în medie puțin peste 7 ore în timpul săptămânii și puțin peste opt ore în weekend. Comparativ cu alte nații din Europa de Est, ne bucurăm de mai mult somn, dar specialiștii atrag atenția că aceste ore suplimentare din weekend nu compensează oboseala acumulată. Un somn constant de aceeași durată, indiferent de zi, este esențial pentru o odihnă de calitate. Studiul mai arată și că 35% dintre români preferă să doarmă singuri, chiar dacă au partener de viață. Se întâmplă din din cauza problemelor legate de somn, precum sfărăitul. De asemenea, oboseala extremă îi face pe unii români să doarmă direct în hainele de serviciu, în timp ce alții folosesc dormitorul nu doar pentru odihnă, ci și pentru muncă, ceea ce poate afecta și mai mult calitatea somnului. Medicii recomandă un program regulat și un spațiu dedicat exclusiv odihnei. Pentru cei care au probleme cu somnul, urmează încă o perioadă mai dificilă, trecerea la ora de iarnă. În noaptea de 26 spre 27 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Această această schimbare, implementată pentru prima dată în România în 1932, face parte dintr-un sistem introdus inițial pentru a economisi energie, dar care astăzi ridică întrebări în ceea ce privește beneficiile reale. De-a lungul anilor s-a discutat la nivel european despre eliminarea schimbării orei, iar în 2018 Parlamentul European a votat pentru renunțarea la această practică. Totuși, procesul a fost amânat, iar pandemia a blocat avansarea proiectului. În prezent nu este clar dacă și când se va renunța definitiv la schimbarea orei, însă dezbaterile continuă. Pentru mulți români, trecerea la ora de iarnă poate avea un impact semnificativ asupra rutinei de somn, mai ales pentru cei care deja se confruntă cu probleme de odihnă. Pe măsură ce nopțile devin mai lungi, iar zilele mai scurte, mulți oameni pot avea dificultăți în adaptarea la noul program. Deși ora de iarnă oferă o oră în plus de somn, perturbările pot afecta semnificativ productivitatea și bunăstarea generală.